Bună dimineața, dragi telespectatori! Suntem în localitatea Dobrosloven, județul Olt. Această localitate dumneavoastră o cunoașteți mai mult ca fiind una dintre localitățile unde exista cabana de vânători a lui Nicolae Ceaușescu în sat Ureșca. Sat unde este o pădure foarte mare, foarte frumoasă, seculară. Stăm de vorbă cu domnul primar. Bună dimineața, domnul Tăbietul Rașcu. Da. Bine v-am găsit. V-am găsit lucrând aici, în fața primăriei. O să ne vorbiți și despre ceea ce faceți dumneavoastră acum. Domnul primar, de curând, sau nu, anul ăsta, localitatea dumneavoastră a împlinit niște ani frumos de atestare documentară. Este vorba de 435 de ani. 35 de ani de atestare documentară, da. Știu că, spuneți, pe raza localității dumneavoastră există un schit arheologic de pe vremea romanilor. Ne vorbiți un pic despre acest lucru, ca să știe și telespectatorii noștri. Da, pe raza localității, în satul Reșca, un sat aparținător Comunei Dobrosloveni, există un sit arheologic național de categorie A, numit Romula Malva. Da. Înainte de a fi un sit roman, a fost o cetate dacică, Dacia Malvensis, care, datorită bogățiilor care existau pe raza acestei zone, a fost cucerită de romani. Ce bogății erau, domnul primar? Și, aur? Sau ce? Nu. Da. Vreau să vă spun că era un fel de nod comercial. Aici se întâlneau trei drumuri, trei mari drumuri la vremea aceea. Drumul Muierii, care venea de la drobeta Turnul Severin, drumul Domnului de Rouă, care venea de la Porabia, și drumul Sării, sau drumul Ognei, care venea de la Sibiu. Deși se făceau diferite tranzacții, aici era un fel de târg. Da, un fel de târg mare. Al da. Muntenilor. Pentru da. Că... mai apoi și Sfântul Constantin Împărat a refăcut drumul lui Roman, drumul lui Traian, care poartă denumirea și acum se mai numește drumul lui Traian, podul peste Dunăre. Și a făcut posibilă legătura și cu... cu partea cu, de sudul Dunării. Da, exact. Da. Da, iar ca și descoperire arheologice, vreau să spun că este o zonă virgină, să spunem. Nu prea s-a umblat în terenurile respective. Anul trecut, în 2000, pentru că am impresia că nu este interes pentru a ne promova. Anul trecut, cu ajutorul Consiliului Județean, deja am împrejmuit zona cetății și am mai avut și o sumă de bani pe care am folosit-o la săpături. Și chiar au fost câteva descoperiri fabuloase, pot să spun. Monede... de pe timpul dacilor, de pe romanilor? Timpul dacilor, de pe timpul romanilor, da, din anii 200-300, trei cuptoare de sticlărie, deci unde un domn profesor care este responsabilul sitului Negru Mircea, de la un profesor universitar de la București, chiar le-a datat și s-a exprimat că e posibil ca aici să se fi făcut și sticlă. Și e posibil să fi fost și monetărie, întrucât și aurul și sticla se topeau cam la aceeași temperatură. Da. Sarcofage. Deci există necropola, cimitirul bogaților și cimitirul săracilor de la vremea respectivă, unde sunt îngropate obiecte, peste 1000 de... peste 1000 de obiecte găsite numai anul trecut, care au fost deja duse la evaluare la București, iar muzeul din Caracal, cred că în proporție de 90% toate obiectele sunt găsite, sunt expuse, da, pe raza localității. Da. Toate acestea sperăm că la anul va fi mai mult interes. Având în vedere că, după cum ne-a spus puțin mai devreme și o să revenim la ce am amintit, o să faceți un centru de... un centru de informare turistică, da, care va promova... un stil brâncovenesc, da, care va promova... care va promova această zonă și sperăm să fie o promovare benefică și fructuoasă pentru cetățeni și să dezvoltăm un pic zona și agroturistic, pentru că avem potențial. Da, aveți potențial, aveți și ce s-a arătat. Trebuie să amintim spectatorilor noștri că localitatea Dobrosloven se află la
cel puțin 10 km de Caracal. Nu, la 6 km. La 6 km și mai puțin, dar și la 30-40 de km de Slatina. Da. Se ajunge foarte ușor și dinspre Craiova. Deci și aici, cu trenul, și deci cu este gara la gara Romula. Iar pe aici trece drumul județean DN64, da, da, care face legătura cu drumul european Craiova-București și pe partea asta la Craiova este foarte, da, bun drumul, se poate circula, se poate vizita localitatea, numai că dumneavoastră mai rămâne să o puneți în valoare așa un pic, să vadă lumea că are ce să vadă la dumneavoastră. Asta și încercăm pe toate fronturile, și cultural și turistic, să o scoatem în evidență. La nivelul localității funcționează și două ansambluri folclorice. Da, ne-a spus? Da. Și vă fericit pentru asta, pentru că e puțin, e mare lucru să... Da, ansamblul Flori de Romanați de la Căminul Cultural Dobroslăveni și ansamblul Romula Malva de la Căminul Cultural Reșca, unde sunt formații cu dansuri specifice zonei, căluși românesc, iar la Căminul Cultural Dobroslăveni avem și un taraf cu viori și tot ceea ce ține de acesta, tot pentru promovare. Și să știți că au făcut o promovare benefică acești copii. Da, păi inclus acum sunt, au fost plecați și în Grecia la un schimb de experiențe, un schimb folcloric cu ajutorul Forului Mondial de Folclor. Am avut și din partea Forului Mondial anul acesta la festivalul Plai de Romanați, care se are loc în fiecare an în, la sfârșitul lunii august. Sau începutul lunii septembrie, da, funcție de cum cade weekendul. Da. Și am avut peste 40 de invitați. 40 de ansambluri? Nu, da, nu, ansambluri au fost în jur de 12 ansambluri și alții colaboratori. Da. Formații de muzică populară care au prezentat fel și fel de dansuri specifice, zone de unde vin. Am avut un schimb de experiență cu o formație din Serbia, din Bulgaria, și unde am mers și noi la dânsi acolo. Da. Am avut ansamblu profesionist Bistrița Năsăud. Când au venit ei la dumneavoastră, am înțeles, când au venit și cei din Bulgaria și cei de la Bistrița, i-ați dus să vadă vestigiile astea arheologice pe unde... Asta am și făcut, da? Am solicitat și am fost sprijiniți de Rom Silva, au fost cazați la cabana de vânătoare... A fostului președintele, Nicolae Ceaușescu. Uh-huh. Foarte frumos acolo, am văzut frumos. Acolo au fost pregătite mâncăruri tradiționale. Din vânat. De oameni din sat. Deci, am înțeles, credeam că de vânat. Nu. Au fost de oameni din sat. A fost o prezentare, pot să spun, benefică pentru localitate. Uh-huh. Au rămas foarte surprinși și cei din Italia de la Folclor Mondial și au zis că o să ne viziteze și cu alții colaboratori de-ai dânșilor, să vadă această zonă care au spus că e mirifică. Da, este și frumoasă și și-a lăsat amprenta și înaintașilor romani. Noi, pe lângă lucrul acesta, deja am găsit locații, vreau să spun, la case, la locuitorii din comună care pot care să la cazeze. Da, exact, diversi turiști, da, care pot să vină. Anul trecut am făcut și o achiziție. Și chiar mă bucur pentru ea că putem să dezvoltăm pe aceasta un proiect tot pe fonduri europene, un centru de primire turistic, un centru cultural și educațional de primire turistic, unde vor fi tabere de pictură, tabere de matematică, unde să putem să aducem cât cel puțin copii și cât mai mult turiști pe raza localității. Această cabană, vreau să spun că era prima cabană de vânătoare a președintului Ceaușescu. Apoi a fost la Seaca? Nu. Aceasta pe care am achiziționat-o noi a fost prima. Apoi a făcut-o pe cealaltă mare, unde cealaltă se numește Cabana Bulvan. Iar asta de-am cumpărat-o noi se numește Cabana Reșca Vechi. E tot într-o zonă mirifică, numai că nu are atâtea dormitoare cât are cealaltă și nu este atât de modernă. Dar e atât de rustică încât... Și izvoare, confortul. Izvoare naturale și sunt și 6 bazine de păstrări. Da, foarte care frumos. Urmează să fie populate.
Urmează să fie. Urmează să fie populate, pentru că toate lucrurile astea am încercat și le-am făcut din fonduri proprii. Și fondurile sunt așa cum sunt, cheltuielile sunt mari, venituri nu avem pentru că deci suntem la țară. Așteptăm investitori. Un investitor să inclinație spre acest domeniu. Domnul primar, știu, uitându-mă prin comună, stați prost în afară de drumul ăsta județean care trece prin comuna dumneavoastră, cu drumurile și ar mai trebui și covor asfaltic și aveți proiect pe... Avem proiect, deja am primit sumele și o să scoatem la licitație lucrarea. Este o lucrare... Câți kilometri de drum? În jur de 6.300 de metri. De 6 kilometri 300, și... da. Care sper că va acoperi toată zona asta a drumurilor rurale, întrucât ulițe sunt mai puține. Comuna se întinde de-a lungul drumului național DN64 și drumului județean DJ642, care este asfaltat. Nu mai necesită câteva plombe. În rest este ok. Știu că nu aveți sau nu știu de ce nu aveți apă curentă, canalizare și nici am înțeles întrebarea dumneavoastră. Proiectele noastre sunt deja depuse, sunt eligibile, dar datorită hotărârilor care au fost luate la nivelul guvernului, au considerat că trebuie să închidă șantierele care sunt deja începute, erau prea multe și au zis să mai așteptăm. Dar avem promisiuni, deja suntem în lista sinteză pentru finanțare. Finele anului 2015 să înceapă lucrarea și 2016 să fie dat în folosință. Domnule primar, vă propuseseți cândva să înființați niște microferme ecologice, centre de colectare și vânzare a produselor agricole, centre de prelucrare a laptelui, centru de colectare cu vânzare pentru fructe și de pădure și plante medicinale. Ce? Da, lucrurile astea deja există. Există, da. Prin cadrul Rom Silva, pădurarii și cetățenii din localitate merg când trebuie să adune fructe de pădure și plante medicinale și le merg către Rom Silva. Iar centrele de fructe și legume, deja am înființat asociația cultivatorilor și crescătorilor de animale, pentru că și acolo avem, la nivelul comunei de Brusoieni, a luat o foarte mare amploare creșterea caprelor, a ovinelor. Și la momentul ăsta cred că depășim 900 de capete. Deja suntem în discuții cu o firmă care să vină să colecteze direct laptele, un procesator, din partea zonei Sibiului, ca acești cetățeni să nu mai fie nevoi să mai alerge, să caute, să vândă, exact, și cu brânza în piață. E mai bine să-și vadă de îndeletnicile lor, să vină mașina, să ia aceste... Să ia laptele, să ia laptele sau ceea ce produc și să se ocupe de vânzare. Ei să-și dedice timpului cât mai bine să aibă grijă de animale și să le facă rost de nutres pentru iarnă. Am înțeles. O suprafață interesantă de teren agricol aveți și în localitatea dumneavoastră, cultivată cu legume și cu și cu toate că e un pic mai deal față de... Este, într-adevăr, este mai deal, de udat. Și e mai greu de udat, dar cetățenii și-au făcut deja puțuri, și-au cărat puțuri și se descurcă. Am încercat, de fapt, de la anul o să intre un program pe care ni l-am propus împreună cu acești cultivatori de legume, unde vom găsi beneficiari pentru achiziția a ceea ce produc aceștia, să-i punem să producă, de exemplu, unul va produce doar salată, celălalt ca să putem să acoperim necesarul de la beneficiari, solicitările pe care ni le fac beneficiarii. Asta e cel mai important, ca să nu cultive toată lumea același lucru. Același lucru și apoi se aruncă, o să fie ceva diversificat. Domnul primar, înainte de a-și încheia, aș vrea să vă pun o întrebare puțin așa, incomodă, să zic așa. Spuneți-mi, un edil al unei localități este condiționat sau depinde foarte mult de politicul care este la ora respectivă, în momentul când prim... Depindeți foarte mult de politic, de... Da. Depindeți. Da.
cea mai mare parte. Și vi se pare normal? Nu, lucrurile astea nu trebuie să se schimbe cu trecerea timpului, nu știu. Trebuie să se întâmple ceva, trebuie să se schimbe lucrurile astea, pentru că fiecare localitate are nevoie de fonduri. Da. Fondurile astea nu trebuie să le vedem a fi colorate. Pentru că suferă întreaga comunitate. Noi avem cheltuieli foarte, foarte mari. Școlile sunt frecventate de peste 500 de elevi. Uh-huh. Sunt, da, sunt localități care deja poate au închis unele clase, grădinițele. Deci e o localitate unde... Da, nu e îmbătrânită. Nu este îmbătrânită și avem și afară sunt plecați. Chiar am făcut o statistică acum vreo două săptămâni. Peste 22% sunt plecați afară. Și copiii cu cine stau? Copiii sunt plecați ori un părinte, dacă nu, copiii sunt lăsați în grija bunicilor, dar nu îi monitorizăm. Da, nu se întâmplă nimic, nu s-a întâmplat, nu. Nu. Deci copiii încă sunt. Nu. La școală am găsit o modalitate să fie atractivă pentru ei. Adică, și vin ce, cu le drag. Ce le faceți ca să vină cu drag? De exemplu, le pregătim diverse excursii. Aha, frumos. Când pregătesc o serbare, primesc diverse cadouri. Da. Cadouri. Da. O să fie întreceri între școli, acum că avem școala Reșca și școala Dobrosloveni, unde vor primi tot așa cadouri, iar sălile de clasă sunt stimulați. Da. Iar părinții, sunt foarte mulți copii care părinții beneficiază de ajutor social. Și asta e o condiție, l-am spus, vă rugăm frumos, vă ajutăm pe voi ca și părinți, dar și vă ajutați părinții să, copiii să meargă la școală, pentru că acești copii sunt generațiile viitoare care trebuie să fie educate. Da. Deci și trebuie să grijă de noi. Exact. Da. Asta ne-am și spus. Haideți să avem grijă de copiii noștri, ca ei mai târziu să aibă grijă de noi. Ca ei să ne aleagă azilul. Era o pontă pe ei. Da, știu. Da, aveți de, grijă. Este câteodată la... Ce văd în localitate, câteodată să știți că nu trebuie să fie o rușine azilul ăsta, sunt oameni care chiar suferă, bătrâni și n-au... Da, așa este. Și, nu, dar și în azil, acolo sunt... Sunt monitorizați, sunt cadre medicale, deci mai bine ar duce-o acolo decât... Da. În condiții... Dar noi suntem credincioși, avem credința și mergem cu ea. Da, credința că părintele e bine să... Că părintele e bine să stea lângă familie, da. Așa este. Domnul primar, noi vă urăm succes. Vă mulțumim că ați fost amabil și ne-ați răspuns întrebărilor noastre și sper să ne invitați când terminați acest centru de... Da, acest când centru să, de informare. Când se preconizează a fi finalizat? El are dată de finalizare 9 mai 2015. Uh-huh. Deci e un timp foarte scurt. Da, atunci când... Și va fi un centru... dotat cu tot ceea ce este necesar și un site și toate mașinile sau cei care trec pe aici vor primi cât un mesaj ce poate să viziteze în zona noastră cu obiectivele pe care le avem la momentul ăsta. Mai există la pădurile la Reșca și un 50 de hectare de arii protejate Natura 2000, deci chiar au ce să vadă și am creionat un traseu turistic prin această pădure care este foarte vastă, plus Mănăstirea Brâncoveni cu muzeul credinței pe care l-au acolo, teatrul de la Caracal. Deja am creionat, avem un mijloc de transport. Deci nu mai prin pădure îi duceți, îi duceți să vadă și altceva. Nu, îi ducem să vadă zona Romanațului. Am înțeles. Da. Încă o dată vă mulțumim, domnul primar, și să dea Dumnezeu să fie așa cum ziceți dumneavoastră și localitatea Dobrosloveni să fie promovată și la adevărata valoare. Da, și eu îmi doresc foarte mult acest lucru. Nu l-am neglijat, nu o să-l neglijez niciodată, cu toate că uneori anumiți oameni se gândesc că ce ne trebuie asta, ce ne trebuie asta, ce ne trebuie asta, dar... trebuie să vedem în perspectivă, în viitor. Lucrurile astea poate vor face bine, nu ne fac nouă azi, dar mâine vor face bine copiilor noștri. Cu siguranță, așa este. Da. Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, și vă mai așteptăm și altă dată. La revedere!